Eu cred că președintele a declarat starea de alertă și din motive politice, pentru a salva guvernul Orban în acest moment. Ce o fi în septembrie, o să vedem. Dar până atunci, pentru președinte, este important ca domnul Orban să rămână prim-ministru și împuternicit să dea ordonanțe de urgență. Foarte important acest lucru, fiindcă situația economică o poate vira brusc în acest moment. Ce face acum premierul Orban? Îi trimite pe specialiști la discuție cu Marcel Ciolacu, fiindcă el este cel mai important în acest moment, având partidul cel mai mare și cel mai mare număr de deputați și senatori în Parlamentul României. De altfel, știm că PSD a anunțat și o moțiune de cenzură îndreptată împotriva guvernului Orban în perioada următoare, așadar pusă în context și această informație, am putea poate avea o poză de ansamblu. Președinte Marcel Ciolacu a spus că pe vremea stării de alertă nu va introduce moțiune de cenzură. Dar atunci să mai ridică un aspect. Ce se va întâmpla, fiindcă acum PSD, Pro-România, ALDE, USR, toți sunt mulțumiți fiindcă PNL se scufundă. Indiferent de cum își dau ei sondajele, cum nu știu ce, realitatea este că PNL se scufundă. Clar. Întrebare. Ce se întâmplă dacă numărul de infectări și eventual numărul de deceze începe să crească? Dacă se ridică starea de alertă, cine va deconta în ochii publicului acest aspect? Da, e foarte important, pentru că pare deocamdată o luptă politică pe această temă, dar dacă revenim cu picioarele pe pământ, ne gândim că avem o situație destul de gravă în continuare în România. Și atunci nu înțeleg de ce PSD, Pro-România, ALDE, dincolo de discursul politic, ar avea un interes să dărâme guvernul Orban acum și nu în septembrie, când cel mai probabil va eșua în a-și aplica propria lege și propriul buget de majorarea pensiilor cu 40%, a punctului de pensie cu 40%. E o întrebare importantă, domnule Chiriac, și mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor,